Interropul Genosu, aflat în urmărire internațională, a fost prins ieri de poliția londoneză în timp ce se afla într-o sală de sport. Aflat pe lista celor mai urmărite persoane din România, acesta a fost arestat preventiv, urmând ca după primirea mandatului european de arestare emis de autoritățile române să fie adus în țară și judecat. Ghinea Florin Niculae, zis Ghenosu, a fost pus sub urmărire în luna iunie, când, în urma unor percheziții făcute la locuința sa, bărbatul s-a făcut nevăzut. La vremea respectivă, Ghenosu a fost acuzat de proxenetism, lipsire de libertate, șantaj, omor calificat și spălare de bani, fapte pe care le-ar fi săvârșit între 2015 și 2017. Sub coordonarea lui Ghinea Florin Nicolae, membrii grupării infracționale au determinat mai multe persoane de sex feminin să practice prostituția în Irlanda. Le-au înlesnit acestora activitatea de prostituție în Irlanda, obținând sume de bani de pe urma practicării prostituției. Au lipsit de libertate și șantaj persoane considerate rivale membrilor grupării. Au incendiat locuința unia dintre rivalii liderului grupării infracționale și au încercat să determine alte persoane să ucidă un rival al liderului grupării infracționale. Au declarat acum două luni reprezentanții Europol. Genosul este considerat unul dintre cei mai periculoși interlopi din România. Acesta a fost eliberat ultima dată din închisoare, în mai 2016, după ce a ispășit șapte din cei zece ani de pedapsă. Celebrul personaj era extrem de violent, iar cei aflați sub comanda sa băteau oameni până ajungeau în comă.